noi dă sintro cu bun noroc, le salutăm. Deci coborâm acum la câte sute de metri? 250. De la Zimă coborâm 250 de metri până la orizontul 400. Am fost la orizontul 650, este cota la Zimă. 650 înseamnă că suntem la altitudine 650 de metri față de nivelul mării. Și iar în colivia aceasta, cum spuneați dumneavoastră, intră și oamenii, intră și vagoneți. Da. Nu deci, deodată. Normal, nu deodată. Evident, dar nu deodată. Prin colivia asta să și scoate cărbunele. Nu. Este doar transport de material. Și oameni, și personal. Aici ai nevoie să nu-ți scoți mâna afară sau ceva, că... Noi suntem aici lângă noastră să ne asigurăm... Nici o grijă. Minerii care intră în subteran sunt instruiți și știu exact ce au de făcut. Asta e condens de apă aici sau? Deci în condițiile astea lucrați aici? Cu apă, cu... Sunteți diplomat. La ce cotă suntem? 480 față de nivelul mării. Wow. Deci am coborât 200. Avem 80 de metri. Uite, coborâm de 3 minute. Imediat ajungem la câțiva metri. Da. Tot ești în direcția în care am intrat și suntem la orizontul 400. Să aveți grijă la picioare, vă rog. Aveți grijă la cap. Aveți grijă la cap. Noroc mult. Noroc mult. Hai. Trecem la picioare, la cap.
Mergem pe galeria de acolo, de la punctul sud, la o altă galerie de orizont 400. Dar apa pe care am văzut acolo de unde e? De la un orizont inferior, de la 300. Și e pompată în sus sunt și de... Sunt pompe, se pompează până la orizontul 300-400, de aici merge pe canal, merge la un alt puț și e scoasă într-o stație de epurare. Acolo deversăm în jip. Mhm. Cât de veche e galeria asta? Cât de veche e galeria? În 1980 și un pic, 82-86. Ce vedeți în față sunt uși de aeraj. Uh-huh. Aia ce înseamnă? Sunt uși care despart diferite tipuri de curenți de aer care circulă prin aer. Uh-huh. Și văd că aici sunt șine pentru vagoneți, da, mai jos. De șină de calefrată, ați trecut pe lângă vagoneți. Când ați coborât. Și pe aici se scoate, se mai scoate cărbune pe aici? Nu se scoate. Cărbunele tot se scoate pe sub, pe venit. Veni transportat. Cu vagonetul nu se mai scoate. Aha. Și aici, în stânga, avem un șanț, văd. Un canal de evacuare apă. Și ăsta bănesc că apa asta merge în jos, acum e? Da, apa se coboară. Mhm. Noi acum coborăm. Sunteți ok? Sunteți bine? Da, da. Destul de greu de bine, frate. Da. O nișă. Uite aici un vagonet. Mergeți fără frică. Apă. Nu că s-ați putea să vă pungă piciorul și nu e bine. Vă zic că... Cum vreau să-l putea. Da, cum ajungi, scoate în mijloc. Da. În mijloc sunt traverse și mergi de repede. Aici ce e? E spa. Apă sulfuroasă. Apă sulfuroasă? Deci, galeriile acestea vor rămâne așa, astea nu vor fi închise, înțeleg, nu? Păi, la momentul finalizării exploatării și închiderii totale a mine, se vor închide. Închiderea se face cu un zid. Adică un zid.
de bună. Al cântă la picioare. Putem de la cap aici. Ha! Reidentificare. În patru lucruri pe care le vedem. Dorul care era care... Deci așa se închide. Am abandonat lucrarea minieră, se construiește un astfel de bine. Care seamănă cu un zid. Mhm. Deci normal aici în spatele zidului pe care îl vedem e galerie. Da. Da. Vezi că asta merge. Și înțeleg că traseul ăsta e mai ok. Traseul cel mai scurt. Motor. Trebuie oprit aici? Da. Și unde mai vi se pare interesant? Deci ăsta-i putul. Cum ai zis la putul ăsta? Orb numărul 15. Pentru că nu are ieșire nici nu are deasupra ieșire. Nu are ieșire la ziua, la suprafață. La zi. Telefonie în anumite zone care se aude până la suprafață. Mai funcționează? Nu. Deci aici văd că nici nu prea mai este curent. Deci în felul ăsta sunt ținute galeriile la nivelul ăsta. Cu lemn. Zone betonate, ziceți? Betonate. Betonate, am înțeles, da, da, da. Da, oprim acum aparatul. Suntem în fundul pământului, la câți metri adâncime? Acum 450. 450 de metri adâncime, mina Lupeni. E capătul, sau aproape de capătul galeriei. Abatajuri unde se lucrează. Aici pe lângă noi este un sistem mecanizat care duce cărbunele. Mai avem în capăt, imediat acolo se vede capătul galeriei. În stânga dreapta se vede cărbune, huilă. Avem lângă noi aici câțiva ortaci. Unii dintre ei au protestat în urmă cu 3 săptămâni în subteran. Și ce să zic, am zis că vreau să vin aici până în capătul minei să vedem exact care sunt condițiile. Ce pot să zic, că cine mai chestionează cu minerii și spun că cer prea multe sau ăsta, eu zic să vină să vadă la fața locului ce e aici, pentru că atunci când vii să vezi, numai să ajungi până aici pur și simplu te rupe, că trebuie să mergi în patru labe, să te târăști și pe burtă și după ce ești rupt de oboseală să ajungi până aici, da, să mai lucrezi 6 ore să scoți tone de cărbune. Și uite aici, dacă vă uitați, poți să arăți aici sapa. Cu sapa. Mecanizat. Mecanizat. Și aici mai este ea cu târnăcop. Ciocan. Deci deși este cărbune aici, cu o mică investiție se poate face să se scoată mult mai mult pentru a avea cărbune pentru complexul energetic Hunedoara. Le mulțumesc acestor ortaci, bravi români, care și noi vă mulțumim când să lupte de aici în subteran să producă cărbune mulțumim pentru că energia electrică. Ați venit și să vedeți aici unde lucrăm. Da, mersi, domnul Tino, atât. Da.
Deci suntem aici, cum îi spune la locul acesta? Mașina de extracție de la put 15. Deci colivia aia care, cum îi se spune, fără... Colivia, da. Dar nu era asta, fără soare. Puț orb. Puț orb, exact. Uitați că scrie acolo. Pe puț, iezul ăla înseamnă puț. Da. În limbajul mineresc. Deci puțul orb la care te lasă în jos, de la o galerie la alta, aici e mașina din spatele coliviei respective. Și aici avem o doamnă care lucrează. 7 ore pe zi, 24 din 24, nu? Da. Da, 4 schimburi. 4 schimburi? Da. Și aici ați fost inundați când a ieșit jiu, nu? Da. Mocirea până acolo. Aia, aia. Deci aici se strânge apa pe lateral. Galeria pe care o vedeți aici e doar intrarea în mină, sau mă rog, ieșirea, cum suntem noi acum. Se pompează apă, da? Mergeți unul înainte să... Mergeți înainte unul ca să... Noroc bun! Intrăm în colivia asta? Și acum urcăm. Doamna a rămas la locul ei de muncă. Da. M-am ridicat o doamnă de la suprafață. Dar aici, la câți metri suntem sub pământ? La 250. Și ieșim? Suntem la orizontul 400 și ieșim la orizontul 650. Ce mai atent, la cât a fost? La 290. Cel mai atent în goală. Nu era până acolo, era minus 250. Era un kilometru de la suprafață până la 350, la 650, la 420. Noi la tine am intrat la mare. Dacă ar fi de la nivelul corectului. Unde, unde e avatajul? 250. 400. Cum e cântecul la minerilor? Cu... fără de cer. Cu minerilor? Da. Lumea noastră nu avem cer. Că așa e viața de aia, viața de miner. Deci, să știi. Deci nu înțelegi sensul cuvintelor respective până nu intri în mine, dar nu aici la intrare, cum suntem aici, până mergi acolo în fundul pământului. În mine Dumnezeu cu noi apare doar cu și acum de la 400 și ceva de metri la suprafață, după ce am fost până în fundul pământului. Suntem într-o colivie aici. Și urcăm la suprafață acum. Toți cei care vorbesc despre minerit, dacă vor să vorbească în cunoștință de cauză, recomandarea mea e să vină în mine, să vadă despre ce e vorba. Pentru că
nu ai cuvinte. Nu ai cuvinte de descris ceea ce vezi aici și ceea, mă rog, oamenii care lucrează aici și condițiile din mine și tot ceea ce vezi aici. Așa că, dragi politicieni, înainte de a mai vorbi despre mineri, despre salariile lor, despre faptul că fac suficienți bani, mergeți nu la intrare aici în mină, până în capătul tunelurilor acolo, galeriilor. Să vedeți în ce condiții lucrează și cum se lucrează, ce căldură este acolo, ce presiune este, te târăști în patru labe, pe burtă, pe spate, e ceva incredibil. Să te duci, mă rog, noi ne-am dus, abia ne-am dus noi pe noi. Gândiți-vă că oamenii aceștia intră în mină și sunt care mai duc în spate 80 de kilograme de traverse. Traverse sau cum se numesc? Armături. Armături pentru tavan. Grinzi, plasă de sârmă, motoare, e ceva incredibil. Uite, tot urcăm de câteva minute deja. Și gândiți-vă că am văzut mineri care treceau pe lângă noi, e ca și pohopan, efectiv. O, pe partea asta? Pe aici, pe la mine. Da, am ajuns la suprafață. Grijă la picioare. Grijă. Da, tot ok. Ce contează? Haideți. Așa